Primăria Comunei Gearmata informează locuitorii că lucrările la centrul de colectare cu aport voluntar finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență sunt în grafic. În prezent, echipele de construcție desfășoară activități în paralel la mai multe etape ale proiectului, incluzând amenajarea rampei de acces, amenajare hale, montarea bordurilor perimetrale, realizarea grinzilor, platformă cântar, instalarea rețelei electrice subterane și finalizarea introducerii rețelei de canalizare. Aceste sunt esențiale pentru dezvoltarea infrastructurii moderne a centrului. Proiectul Centrul de Colectare Selectivă de Șeuri prin Apoș Voluntar în Comuna Giarmata, județul Timiș, are o valoare totală de 5,1 milioane lei, dintre care 4,5 milioane lei reprezintă finanțarea asigurată din bani europeni. Centrul are un termen de execuție de șase luni de la începerea lucrărilor.